Salutare! Astăzi o să vă arăt procedeul de încărcare al unui set de ritmuri și tonuri pentru Korg EK50. Înainte de toate, clapa trebuie să fie adusă la ultima versiune de soft, adică la 2.4. Trebuie să aveți voi pe stick versiunea de soft și un set de ritmuri de la PA50. De specificat, Korg EK50 citește mare parte din seturile de pe a 50 cele care au fost lucrate corect. Bun. Vom pune sticul în spatele clapei. Iar o să mergem la media. Da? Folosind săgețile de categorie, o să mergem până la System update. Media, din nou, care are și rolul de enter. Da? Iar Acum o să folosim rotița ca să selectăm între Yes sau Cancel. O să selectăm Yes și o să-i dăm Enter. Da? Acum el caută sistemul de operare pe stick. L-a găsit. Eu deja am făcut update-ul, așa că nu o să mai stau. O să dăm din nou Media, adică Enter. O să confirmăm tot cu rotița Yes, după care o lăsăm să instaleze. După ce se instalează, o să vă ceară un restart. Iar acum, având... Setul de ritmuri pe stick. O să mergem la media din nou, și practic, ultima versiune de soft pe care am instalat-o ne dă voie acum. User Style Load. Da? Ne-a creat practic chestia asta care în varianta trecută de soft nu avea. Vom folosi iar media pe post de enter. În loc de cancel selectăm cu rotița yes și încă o dată enter. Are you sure yes? Folosim din nou rotița și Enter. Completed. Și acum, la Style, avem categoriile, da? Noi suntem la 0.10, la Pop Ballad. Iar pe carcasa clapei ne arată că la categoria Style de la 901 încep ritmurile de user. Acum putem forma direct combinația 901 și am ajuns la primul ritm din setul de EK50, de PA50, practic. Da? Astea sunt ritmurile. Și ele vin și cu tonuri, cu câte un ton pentru mâna dreaptă, care putem selecta de aici de la Keyboard Set. Keyboard Set. La fel, ca să nu mai stau să formez combinația, o să merg cu rotița odată în spate și am ajuns la STS User Sounds. Uh -huh. Și acum fiecare din, din set o să vină cu tonul lui. Înainte de instalare, trebuie să ne asigurăm că avem aceste două fișiere pe stick update bin care este sistemul de operare pentru orgă și trebuie copiat pe rutul sticului, deci trebuie pus direct pe stick, nu în folder, și un folder EK50 în care avem setul de ritmuri și tonuri. Update-ul, numai o secundă, update-ul puteți descărca de pe site-ul Korg, da? versiunea 2.4